Pentru astăzi, de pe platforma noastră deschisă tuturor femeilor care se pot lăuda că măcar o dată au născut, direct de pe platformă am ales-o pe Lavinia din Iași. 29 de ani, dansează bine, zice chiar ea. Uite-o, aici dansa la Iarba Verde, are băiețel destul de mare. Hai să o chestionăm live. Chiar pe ea suntem în direct. Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața! Mamă, pari super serioasă, mi-e și frică să nu fiu. Am zis ceva rău? Nu știu, cred că nu. Nu. Băi, nu sunt serioasă, de obicei. Ce galerie pe rotund are, n-am mai văzut. Cum crezi, Zane, că au făcut galeria asta? Garnișa, cum zicem noi. Extraordinar. Ești în living? Sunt în living, da. Și eu sunt la Living La Vida Loca. O glumă lingvistico-muzicală. Da, da. S-au făcut 25 de ani, cred, sau 28 de la piesa de la Ricky Martin. Vă dați seama ce bătrâni suntem? Faci fi 28. Lavinia. Hai. Da. Scuze că te-am deranjat. Niciun deranj. Băiețel, nu? Băiețel. Câți ani? Un an și o lună. Să-ți trăiască. Mulțumesc, Asem. Unde e el acum? Este sus, în camera lui, cu tatălui. Cu tatăl. Deocamdată. De ce? După aia stă cu un vecin? Nu, după aia stă cu mine. Câte luni consider că au fost mai intense? Gata, acum ați scăpat, că după un an e lejer. Da, foarte lejer. Nu mai bate din gene, că te spun la soacre. Cică. Da. Deci o să zicem ca să mai stârnim și noi demograficul, fertilitatea, că a fost greu doar un an, dar câte luni din primul an? Foarte greu cu el nu a fost, pentru că de când l-am născut el a dormit toată noaptea, bătusul vezi? Lui vezi? A fost destul copilul? De ușor. Doar că am avut mici probleme după botez și a trebuit să stăm în spital, din păcate. Și atunci mi s-a părut foarte dificil. În rest, păi stai, suntem stai. Bine. Stai, acum stai și pe partea cealaltă, că soacră mea e tot din zona aia. De la Botoșani sunt și eu. Te-am simțit. La câte luni ați făcut botez? 2 luni jumătate. Păi, vezi, aici? Mamă, m-a zăpăcit soacră mea. Nu dormea copilul noaptea, zicea soacră mea. Păi, trebuia să faceți botezul. Nu mânca la prânz, mânca doar seara. Păi, trebuie botezat. Lătrau un câine afară. Da. Păi, de ce nu ați mers la... Să fie botezat. Și a zis... Tu turbat în casă că nu poți face 2-3 botezuri, cum ai făcut cu nunta, știi? Te bă de aici. Bun. Dar lucrurile s-au rezolvat și acum suntem ok. Minunat. Bun. Hai să vedem dacă ar fi să completezi așa un caiet cu amintiri. Ce ai pune la capitolul lucruri, plusuri. Ce e fain când ai un copil? Să mă gândesc. E frumos atunci când zâmbește, când vine și te ia în brațe, îți dă pupici. Mai nou a început să gângurească, să se certe cu noi, că nu lăsăm să facă unele lucruri. Bun. Cum ar fi să urce pe scări singur sau, nu știu, să se urce pe masă, pe canapele. Mergă la discotecă, lasă. Bun, o trecem pe asta. Deci sentimentele, mai ales când ai feedback. E fain când el îți dă și feedback. Ce e greu? Sau pentru ce crezi că nu ați fost suficient de pregătit? Se uită la noi multe viitoare mămici și măcar să știe în ce se bagă. Păi, e greu. Tocmai de aceea alt copil nu mai îmi doresc. Bine, și soțul. E diferența de 12 ani între noi, deci e suficient. Îl înțeleg! Suntem fix acolo! Hai de capul meu! Eu sunt și mai bătrân decât soțul. Așa, deci îl înțeleg. Acolo. Ce nervi să avem și noi la vârsta asta, bun? Exact, corect. E greu, e foarte greu, pentru că, nu știu, de exemplu, cel mic la noi nu e foarte mâncăcios și atunci mă chinui foarte mult cu el. Uneori depinde cum are el chef, dar eu mă stresez foarte mult, fiind mamă, știm, vreau să-l văd mereu sătul. Da. Păi și părinții... S-au și văzut mulți copii morți de foame, da. Și părinții noștri, exact, dai seama, când erai tu în bătătură la Botoșani, da. Ai frați, surori?
O soră. Păi de-aia tu nu vrei să faci mai mult. Așa? Îți dai seama că ai tăi alergau după tine cu lingura aia, uite-te că ești sănătoasă. Nu mai bateți capul cu 6 treaba. 6 linguri aveam de silicon, Dani. 6 ce? 6 linguri de silicon. A, pentru Ianca. Părea tot timpul nemâncată. Nu, dura 3 ore să o hrănim o dată și după aia trebuia să începem tura din nou că era... Cu cheile. Deci, iată, aici suntem tătiși deja experimentați. Am și rămas un pic. În schimb, ăla la alta, băgat. Cârnați, afumați, la 6 luni sau ceva. La vine am un joc pentru tine. Hai să vedem cât de repede găsim niște elemente prin casă, să vedem dacă ești o mămică puternică și independentă. Ești pregătită? Da. Hai să vedem cât de repede găsești o sculă. Cam greu. Știu, în ziua de azi, nu uite-te la mamă. Te-ai luat de la sufrageria asta, Roz. Tu crezi că... E foarte greu să comanzi pe rotund garnișe de asta, galerie. E foarte greu. Ce o doaie un domn care face butoaie? Ce o doaie? Ia să vedem! Bravo! Multifuncțională! De ochelar de ceva. Nu merge nimic. Bun. Hai să vedem. Te-am mai... În ultimul an ați ieșit și voi la vreo cină? Aveți cu cine să lăsați copilul? Soacre? Cine? Nu prea avem cu cine să lăsăm bunicile, dar ieșim împreună cu el și când e nevoie ne-am distrat. Ne-am distrat și anul ăsta, o să urmeze mai multe pe viitor. Hai să vedem cât de repede găsești un pantof cu toc pentru tine. Imediat. Te-a ajuns, te simți fetița. Păi da, nu sunt eu aici, bă. Pietru. Are oricum. Da, și rejansa asta, 2 la 1, 3 la 1, cred că e gradul de îngrățire, dar... Ne scuzați, noi n-am trecut testul testosteronului și știm toate prostiile. Da. Bravo. Și Chesterfield ăsta îți place de pe scaun? Ce? Uite-i! Pa! Perfect! Puteam să jur că-s rost, Dani! Puteam să jur! Să nu-i cere o jucărie care face gălăgie și... și cu baterii? Te rog, da. Bun. Doarme copilul? Bănuiesc că nu la ora asta. N-au să-i cu tasul, cum să doarmă? Vreau să te duci la tatăl copilului, nici nu trebuie să-l vedem pe el sau pe copil, și să vedem în cât timp îl convingi că în seara asta ieși în oraș cu fetele, pentru că meriți tu și tu o seară cu fetele. Și cum facem asta? Îți arăt imediat. Cum îl cheamă pe tatăl copilului? Marius. Hai să vedem ce putere are la linia. Vreau să fii cât de scurtă poți, adică să nu ne băgăm încă, el știe oricum că a fost și el la pescuit sau la fotbal. Mă lași în seară. Peter! Salut, Marius! Salut! Deci avem aici, Marius, un eltim împreună la ceva. Dacă ar fi să plece la Vinea cu fetele în seara asta, bine, suntem de aceeași vârstă, deci e clar răspunsul. Ducă-te! O lași? Urma. Bravo. Să-i dai și cardul. Prima. Să-i dai și cardul. La normal. Cum se dă? Problema este că rămâne întotdeauna agățat pe site-urile alea de cumpărături al Nike, nu știu cum. N-auzi că englezul ăla, Lord din fire, n-a reclamat pierderea cardului pentru că ăla de la furat cheltuia mai puțin decât trebuie. Basta, bravo. Vă pupăm, vă îmbrățișăm, sunteți minunați. Salut, băi! Salut! Să ne vedem cu bine. Bye-bye! Sunteți foarte frumoși! E cam bucălar pentru un copil care nu mănâncă. Da, păi asta e, nu, că maică s-ar vede nemâncat. Maică s-ar, el e bun! Ceau, mă pupăm, mă pupăm! N-am mâncat, doamne, doamne! De ce le-ai închis așa repede? Ți-au venit acum dintr-o... te-ai apucat? Fiu rep,